mai aduceți aminte că luna trecută, în ianuarie, casa unui fost ofițer seria a fost spartă și s-au furat ăstuia pistolul cu 24 de cartușe, pistol letal și niște bijuterii și bani ce a mai avut omul pe acolo. Ei, arma s-a găsit. Bun, a fost aruncată de hoți într-un lac, lacul Pantelimon sau Voluntar, nu mai țin minte, în fine. Ceea ce vreau să vă prezint în acest material video are pur și simplu scop educativ, dar nu educativ în scopul în vederea încălcării legii, nu, departe de mine chestia asta. În special mă adresez lucrătorilor de poliție, de pe la arme și muniții din țară și nu numai. Bun. Am urmărit câteva știri referitoare la găsirea armei. Și am stat așa și m-am gândit, mi-au venit în cap niște spețe. Niște spețe referitoare la acuzația, da, la faptul dacă stă în picioare acuzația de nerespectarea regimului armelor și muniților în diverse situații. Și iată care sunt acestea. Bun. Știrile spuneau că domnii ăștia hoții au intrat în casă, au tăiat seiful cu flex, cu un flex și au sustras în seif arma, bijuteriile, muniția și ce au mai luat fie pe acolo. Ceea ce nu am reușit să identific, să găsesc, au fost detalii cu privire la modul în care au tăiat seiful. Nu știu dacă seiful a fost tăiat din prinderea sa, deci dacă au tăiat seiful din perete, sau l-au lăsat în perete și l-au tăiat ca să scoată din el de acolo. Bun. Hai să mergem pe următoarele două situații. Au tăiat seiful, fixat, au lăsat seiful în perete și l-au tăiat și au furat din el și au tăiat prinderile seifului din perete sau din podea. Bun, prima variantă. Au lăsat seiful în perete și l-au tăiat ca să extragă de acolo. În cazul ăsta este foarte clar. Cu siguranță arma era vizibilă în safe. Când au sustras, chiar dacă nu era vizibil, nu știu, era armă băgată într-un săculeț, ceva de genul, în momentul în care o puneau mâna pe săculețul respectiv, se realizau că e vorba de o armă de foc. Bun, deci în situația asta eu sunt de părere că vor sta în picioare acuzațiile de deținere și respectiv port fără drept de arme, armă letală și muniția acestea, respectiv sustragere. Bun. Ca o paranteză, în ce ne privește pe noi, pentru că hoții au deținut, deci planează acuzația de deținere și port fără drept de armă letală și muniție, da? Fără drept, și sustragerea unei arme letale și respectiv a muniției pentru aceasta, în situația aceasta, infracțiunea prevăzută la 342 alineatul 1 și 3 scuze, se săvârșește doar cu intenție, nu există culpă. Și o să intru în detalii un pic mai târziu. Da, revenim la situația noastră. Deci lucrurile sunt simple, stă în picioare. Deci dacă au lăsat seiful în perete și l-au tăiat ca să-l deschidă, stă în picioare și aliniatul 1 și aliniatul 3. Au tăiat prinderile seifului din perete și au fugit cu el la subțioară. În situația aceasta, lucrurile devin foarte interesante. Și acum, mare atenție. Deci, dau niște exemple pur teoretice. Ce s-ar putea întâmpla și... din punctul meu de vedere, ce acuzații stau în picioare și care nu. Bun. Au tăiat seiful din perete, da? Și au fugit cu seiful la subțioară. Și hai să împartă prada, să-l deschidă. L-au deschis, tot cu flexul bănuiesc, pe marul lacului respectiv și, surpriză, când l-au deschis, ce-au văzut acolo? Că e o armă de foc cu muniție, bijuterii, bani și mai erau pe acolo. Bun. Până la deschiderea seiful, de la sustragerea seiful-ului, dacă ei nu știau că seiful, în seif se află și o armă de foc, de la sustragerea seiful-ului din perete și până la deschiderea acestuia, dacă hoții nu au știut că înăuntru se află o armă de foc, nu stă în picioare acuzația, nici de deținere, portul n-are cum, și nici de sustragere. Pentru că nu au acționat cu intenție, dacă ei nu știau că înăuntru se află armă. Dacă știau că se află o armă de foc, vor sta în picioare, ce obțin acuzația de sustragere și, din punct de vedere, inevitabil și deținere, pentru că aveau un armă în safe. Mergem pe ideea că ei nu știau. Bun, deschid safe-ul și surpriză. Armă de foc, cu muniție letală. Aoleu, ce ne face? Bun. În situația asta, dacă au pus una pe armă, au luat-o din safe de acolo, da? Și au aruncat-o în lac, punând mâna pe armă, îi se reține infracțiunea de port fără drept. Hai să facem o paranteză. Ce înseamnă port fără drept? Ce înseamnă deținere fără drept? Dacă legea armelor nu definește acești termeni, deși ar trebui și mulți, mulți alții, dar legea nu definește acești termeni. Motiv pentru care vom folosi înțelesul lor din limba română. Cine zice asta? Legea 24/2000. Așadar, dacă vă uitați pe Dex Online, că eu acolo am căutat definiția, ăla e primul rezultat care mi-apare și pe Google.
La un moment dat, definiția termenului port îmi spune că înseamnă și deținere. Deci, termenii port și deținere sunt sinonimi. Am mai spus-o și o repet. Da. Cum facem diferențierea între port fără drept și deținere fără drept? Sau între port și deținere? Din punctul meu de vedere, portul, vom considera că cineva poartă o armă de foc atunci când, sau în următoarele situații, când o are introdusă în toc, pe centură, când o are într-o borsetă, da, după cât, când o poartă în, când o are într-un rucsac sau în bagajul de mână, da, precum și în situația în care o are într-un vehicul cu care se deplasează. Că o are băgată, vorbim de mașini, da? Că o are băgată în torpedoul mașinii, pe banchetă, pe scaunul din dreapta, într-un buzunar din scaunele mașinii, că poate e o mașină cu huse, cine știe ce, sau etc., scaune cu foarte multe buzunare, în portieră, da, pe interior, și în barcă, într-un compartiment aflat într-o barcă cu motor sau fără motor, într-un compartiment din avionul personal sau elicopterul personal, da, mijloc de deplasare aerian, prin aer. Bun. Deci, din punctul meu de vedere, se va reține portul în aceste situații. Când se va reține deținere? Deținerea, din punctul meu de vedere, se va reține când este vorba de aflarea armei în proprietate sau pe proprietate sau pe orice suprafață sau în orice loc ce ține de proprietatea, de patrimoniul, da, proprietatea autorului. De exemplu, îl are în casă, ascuns, prin cifonier, prin, nu știu, diverse locuri din reședință, de la domiciliu sau de la reședința sa. Îl are îngropat în, pe un teren, în, da, pe un teren ce aparține autorului. Îl are în podul casei, în veciul, l-a ascuns în veciul, dau un exemplu, în budă. Da? Deci în cazul acesta se va reține deținere. Se va considera că persoana deține. Acum, o chestie interesantă. Portul unei arme implică și deținerea ei, dar deținerea armei nu implică și portul. Pentru că o persoană, dau un exemplu simplu, o persoană poate fi acuzată de deținere fără drept a unei arme de foc letale sau neletale, dacă, chiar și pentru simplu fapt că o păstrează, îi dă voie unei persoane să o îngroape la ea în curte. Deci, eu vin la tine și spun, bă, ajută-mă să scap de arma asta. Și tu zici, da, mă, lasă, arunc-o în WC, în fundul curții, la mine. Sau îngroapă undeva în pământ acolo, la mine, pe terenul meu. E, în acea situație, eu voi fi acuzat de, eu am săvârșit infracțiunea de deține fără drept de armă letală sau neletală supusă autorizării. Sau muniție, după că muniție letală. Da? Bun. Ei bine, revenim la speță. Aia deschid seiful pe malul lacului și văd armă de foc. Bun. Repet, în situația în care pun mâna pe pistol și la aruncă, au săvârșit infracțiunea, va sta în picioare infracțiunea de port fără drept de armă letală, da? Și a muniției. Dacă nu au pus una pe pistol, ci pur și simplu l-au luat așa cu o cracă, un pix, un obiect, nu, sunt de părere că nu stă în picioare infracțiunea de port fără drept de armă letală și la muniție la fel. Mai e varianta în care extrag totul din safe, bijuterii, bani ce am mai găsit aia pe acolo, lăsând în interiorul safe-ului, fără să se atingă de ele, arma și muniția. Și fac așa, scutură safe-ul și să pice arma și muniția în apă, în lac. În acea situație, sunt de părere că nu se va reține, nu va sta în picioare acuzația de port respect și nici măcar de deținere, port și deținere fără drept de armă letală și a muniției, pentru că nu au făcut contact cu ea. Și o să vă, probabil o să vi se pară ciudat că opinez în sensul ăsta. Hai să vă explic de ce. Merg pe bază de analogie la infracțiunea de furt. Infracțiunea de furt nu poate fi săvârșită din culpă. Domnul, din greșeală. N-am știut că furt, știi? Bun. Sau n-am știut că e bunul tău, știi? Nu poți să spui chiar. Da, se poate întâmpla. Dar dacă cineva îți sustrage portofelul sau telefonul din buzunar și este prins, ăla nu poate să zică, domnule, dar n-am știut că fur. Nu există așa ceva, da?
nu, n-am furat. Uite, o infracțiune, o mod de de săvârșire a infracțiunii de fur. Merge cineva pe stradă, în fața ta, îi cade telefonul sau portofelul din buzunar, deci tu știi al cui aparține bunul, cui aparține bunul, al cui este, îl ridici, îl iei de jos și în loc să te duci să îl restitui, ți-l însușești. Ai să vârși infracțiunea de furt. Bun. O altă modalitate de săvârșire a infracțiunii de furt este când eu pun obiectul ăsta, da, pun căștile astea undeva. Și tu știi unde le-am pus, le iei de acolo și le pui în altă parte. Tot furt se reține. Interesant, nu? Bun, revenim. Deci, nu poți să spui că tu în momentul în care ai văzut că i-a căzut ăla din fața ta, portofelul pe jos și ți l-ai însușit, să spui, da, n-am știut că e a lui. Știi? Și automat, furtul infracțiunea de furt se săvârșește cu intenție. La fel și în situația asta. Nu va sta în picioare acuzația de sau infracțiunea de deținere fără drept dacă tu nu ai acționat cu intenție. Exemplu de infracțiune care stă în picioare, infracțiunea de deținere fără drept. Cineva vine și găsește, dau un exemplu, eu pierd pistolul, Doamne ferește, dau un exemplu, pierd pistolul meu, da? Pierd o armă. Cineva o găsește și nu sună la poliție și o însușește. Da? O bagă în buzunar sau în bagaj și dus este. În acea situație săvârșește infracțiunea de deținere sau port, în funcție de cum intră în posesia armei, da? Săvârșește infracțiunea de deținere fără drept. Ok. Revenim la speța noastră. Deci, în situația în care le-au scuturat seiful ca să pice armă cu muniția în lac, sunt de părere că nu poate sta în picioare infracțiunea de deținere, pentru că ei nu au acționat cu intenție. A, dacă vedeau că aflau, luau la cunoștință și deschizând seiful, aflau că înăuntru se afla și armă de foc împreună cu muniția și acceptau lucrul ăsta și în loc să scape de armă, plecau mai departe, atunci da, se reținea. Să spunem că nu puneau una pe armă, dar plecau în continuare cu seiful la subțioară. Săvârșeau doar infracțiunea de deținere fără drept. Pentru că seiful nu este, probabil o să mă întrebați, pe bine, dar mai devreme ai zis că bagajul, da, seiful nu este bagaj. Deci nu pot să spui că domnule purta. Din punctul meu, din interpretarea mea, eu sunt de părere că nu va sta în picioare portul. Pentru că ei aveau armă în seif, în exemplul ăsta teoretic. Știi? Deci dacă pleacă cu deschid seiful, văd că e armă acolo, acceptă situația și merg mai departe, care după ei seiful cu armă, știind că arma e acolo, atunci da, va sta în picioare și infracțiunea de deținere fără drept și din punctul meu de vedere va sta în picioare și infracțiunea de sustragere. Pentru că ei atunci realizează, în momentul în care află că înăuntru se afla e o armă de foc cu muniția letală, realizează că au sustras o armă de foc și dacă nu scapă de ea și merg mai departe, eu sunt de părere că da, atunci domnule și-au acceptat această consecință. Dom'le, se pare că am furat și o armă de foc. Lasă-mă, nu-i problemă. Da. În această situație, eu interpretez că va sta în picioare și infracțiunea de sustragere. Că și-au acceptat. Da? Cu formă de vinovăție, intenție indirectă. N-au urmărit, știi, să sustragă armă de foc, neștiind că e acolo. Dar au acceptat producerea unei astfel de consecințe. Au acceptat posibilitatea ca în safe să fie o armă. Din punctul meu de vedere. Nu toate seifurile au în interior arme de foc. De ce? Că nu scap bijuteriile ca din aur sau din alte metale prețioase. Să zici că sau ca bani. Ce poate ține omul într-un seif? De regulă, bani și bijuterii. Mai rar arme de foc. Drept urmare, nu poți merge pe faza cu, domnule, intenție indirect, când ai sustras seiful, nu știu ce, că, domnule, că indiferent de calitatea persoanei, în casa căreia intri, ca hoț. Da? Asta este interpretarea mea. Dacă greșesc, îmi asum, vă rog să mă corectați în comentarii. Da, ăsta a fost materialul video. Deci am dat niște spețe, pur teoretic. Și repet, scopul este unul educativ, în special pentru forțele de ordine și nu are intenția de a instiga lumea la încălcarea legii. Departe de mine chestia asta și sper eu să fie departe și de eventuale minți luminate care
ar întinde să ducă în direcția aia și să gândesc, a, gata, facem postul. Favorizarea făptuitorului, instigare, facem trainer. Nu, deci încă o dată, o spun la treia ori, materialul video are pur și simplu un scop educativ pentru forțele de ordine, pentru, în special pentru polițiști de la arme și muniți. Deci nu vizează, nu urmărește încălcarea legii sau instigarea la încălcarea legii sau oferirea unor modalități cetățenilor sau răufăcătorilor, unor modalități de încălcare a legii, de săvârșire a unor infracțiuni. Eu am fost Brad Heather și acesta a fost materialul video. Băi, apropo, ca o paranteză, o să aveți link în descriere cu toate site-urile pe care am citit, de pe care am citit știrea și am văzut că ăștia de la Observator News au postat și un filmuleț, dacă ăla este filmulețul real și aia e arma, se pare că ofițerul SRI, repet, mergând pe ideea că filmulețul e real și aia a fost arma, deținea un Glock. Un Glock, un model mic de Glock, am că era Glock, nu știu, 23, în fin, ceva mic, 4 încărcătoare și muniția, se pare că arma, încărcătoare și muniția au fost găsite într-un săculeț de culoare închisă, probabil neagră. Și din săculeț au extras scafandrii sau polițiștii arma, deci Glock-ul respectiv, 4 încărcătoare, bănuiesc că erau goale, și muniția cartușului letal, aparent 9 mm, așa pare. Da. O să găsiți în descriere toate link-urile de pe care am studiat eu, pe care m-am uitat. Bun, încă o dată, Brad Heather am fost eu, ați reținut care a fost scopul acestui material video. Doamne ajută numai bine și nu uitați să respectați legea. Ciao! In my car, wake up in a bar, I'll be a superstar, just on my avatar, this world is so bizarre, empty out the reservoir, yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost, I'm sick of